Zeci de oameni au murit și peste 350 au fost răniți în capitala Afganistanului, Kabul. O mașină capcană a explodat miercuri dimineață în piața Zanbaq. Deflagrația s-a petrecut la o oră de vârf într-o zonă securizată, în fața porților ambasadei Germaniei și în apropiere de ambasada Indiei. Majoritatea victimelor sunt civili. Printre răniți se numără și doi angajați ai ambasadei japoneze, a căror viață nu este în pericol. Cel puțin un jurnalist a fost ucis. Autoritățile au avertizat că numărul victimelor va crește. Încă aduc cadavre și oameni răniți la spitale, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului Sănătății. Unii martori spun că bomba s-a aflat într-un camion sau într-o cisternă de apă. Vehiculul capcan a fost detonat de un kamikaze, se arată într-un comunicat al Ministerului Afgan de Interne. Explozia a fost atât de puternică, încât aproximativ 30 de autoturisme pe o rază de 100 de metri au fost distruse. Nici o grupare nu a revendicat deocamdată atacul. Luna trecută, talibanii au anunțat lansarea unei ofensive de primăvară majore, ce va viza în primul rând forțele străine prin atacuri convenționale de gherilă și sinucigașe. Pentagonul a testat cu succes interceptarea unei rachete balistice intercontinentale, potrivit AFP. Missile Defense Agency, din subordinea Pentagonului, a precizat într-un comunicat că a fost pentru prima dată când armata americană a reușit acest test asupra unei rachete intercontinentale. Acest sistem este vital pentru apărarea țării noastre, iar testul demonstrează că avem un mijloc de descurajare capabil și credibil împotriva unei amenințări reale, a declarat directorul MDA, viceamiralul Jim Searing. Forțele navale ruse din Marea Mediterană au lansat 4 rachete de croazieră către obiective ale grupării teroriste Statul Islamic din zona orașului sirian Palmyra. Atacul a fost desfășurat prin intermediul unei nave de război și a unui submarin și a vizat baze și echipamente ale organizației teroriste Statul Islamic. Potrivit Ministerului Rus al Apărării, toate țintele au fost atinse, iar SUA, Turcia și Israelul au fost avertizate înaintea lansării rachetelor. Rusia este un aliat al regimului sirian de la Damas și a furnizat asistență aeriană pentru ofensiva condusă de președintele sirian Assad asupra Statului Islamic încă din 2015. Orașul Palmyra a fost recucerit de forțele guvernamentale în martie anul acesta.